altă parte avem fetițe sau băieți? Fetiță cu fândiță. E băiețel. Aici, în interior, ți-a explicat Răzvan, de fapt, este a fost o fetiță care a devenit un băiețel. Dar acum o să fie băiețel. Simina e fetiță și o să cânte o piesă foarte frumoasă. O povestim câteva minute după aceea și cum s-a născut acest copil dintr-o iubire care părea la un moment dat imposibilă, dar iată, avem dovada. Necă Simina Stanciu. Mi-a plecat nevasta, ea nu-i nimic. A plecat la prozar, nu-i nimic. Drăguță piesa asta cu cheia se duce prostul. Să schimbăm vorba în emisiunea asta, bărbații s-au făcut praf. Nu am mai văzut așa ceva. Ne-am făcut fetițe, ne-am făcut proști. Pe bune, trebuie să preluăm puterea. Ajunge, băi. Deci pe de altă parte, fii atent poveste. Simina s-a căsătorit. Acum ceva ani, da. După care la un moment dat a zis nu se mai poate cu el. Da. Bine. Haideți mai în față că n-avem lumina. Bine ai făcut. Dar stai un pic. S-au despărțit. Așa. A greșit el cu ceva. Păi nu neapărat, am greșit amândoi. Hai, am greșit amândoi. După care, după 5 ani de zile, ce ați făcut? Ne-am împăcat, dar în ăștia 5 ani n-am vorbit absolut deloc. Adică era niciodată, nu o să mai vorbim. Să nu-l mai văd. Dar niciodată tu pe să el sau niciodată. El pe tine? Era ceva... Da, reciproc. Da. Bun. Și acum? Păi și nu vezi? Și acum, după 5 ani, a avut loc împăcarea. N-am mai întâlnit dulce împăcare, seară. Ce să zic? Foarte dulce, da, și cu bebeluș. Bine, ne-am și dorit chestia asta și ne-am dat seama că, ce să mai, eram făcuți unul pentru celălalt, dar eram prea mici și prea necopți la momentul ăla. Bine, asta voiam să întreb. Ce n-a fost ca a doua oară la episodul 2 să nu mai fie exact caz? Asta a fost, pentru că n-a fost un motiv serios, nu știu, m-a înșelat, m-a bătut sau nici de cum, nici dintr-o parte, nici din cealaltă. Aducea bani apropo de piesă. Da, el era chiar colegul meu de trupă la momentul acela. Acela s-a reprofilat între timp. Foarte bine. Da. Ai văzut? I-a rămas. Da. Doamnelor și domnilor, bravo. O să ne mai vedem cu Simina. Cât mai ai? Sunt 7 luni. În decembrie, cam de Crăciun, bravo, o să nasc. Mai frumos. Și data viitoare o să vin la voi cu el de mânuță. Păi data viitoare îi așteptăm. Îi așteptăm la emisiune în echipă de 3. Mulțumim foarte mult, Simina Stanciu. După pauză, ad libitum și un interviu și o demonstrație șocantă cu Valentina Perinel. Stați cu noi.